Vă salut! Astăzi, ca și invitat, o avem pe Niculeta Vacaru, o tânără din Orhei, un talent în devenire și sunt convins că vom avea o discuție frumoasă, deosebită, pe care ne dorim. Bine ai venit în proiectul nostru! Bine. Niculeta, știu că ești o pictoriță în devenire și totul este legat de talent. Poți să ne povestești care sunt particularitățile tale care te face deosebită prin talentul pe care îl ai? Mie îmi place să experimentez, adică să încerc tot ce este nou și adică tehnicile obișnuite folosite în pictură pe vremuri, adică eu le schimb, le cizilez sub imaginația mea. Adică pot să folosesc uleiul, dar un pic mai altfel decât se obișnuiește, sau acrilul într-o tehnică diferită dictației. În același timp folosesc ca în pictură și cafeaua, vinul, cerneală, tot ce am sub mână. Adică îmi vine inspirația atunci când văd materialul cu care am să lucrez. Din cât te cunosc eu, ai fost norocoasă și recent ai avut șansa sau ocazia, să spunem așa, să mergi peste cotarele țării să-ți arăți lucrările. Ai fost în Franța. Da. Poți să ne povestești ce experiență ai trăit acolo? Păi acolo a fost o experiență unică, fiindcă a fost pentru prima dată când am început așa să asimilez tot procesul de expunere, adică ce înseamnă asta. Cunoaștem și lucrul că ai avut o experiență cu niște etichete deosebite, care a dus faima vinului moldovenesc pe meleagul lui Aurel Balzac. Poți să ne deschizi care a fost secretul și care a fost până la urmă ideea? Păi, aceste etichete sunt legate direct cu expoziția care a fost în Franța, fiindcă persoana care a organizat asta este un exportator, adică e vinul moldovenesc și îl exportă în Franța. Și dat fiind faptul că toate etichetele se aseamănă între ele, el a vrut într-un fel oarecare să iasă în evidență vinul moldovenesc de celelalte vinuri. Și a venit ideea să le personalizeze, să cumva într-un mod mai distant. Și acestea au fost picturile mele, adică din lucrările care erau deja existente, noi am ales cam ce s-ar potrivi pentru fiecare din vinuri. Și acum, dacă sincer, a apărut ultima CICE etichetă, care încă nu nicăieri nu este publicată, pentru vinul roz, adică ceva mai deosebit. Ai fost în Franța, ai revenit de pe meleagul lui Honoré de Balzac, care maxima căruia și astăzi este valabilă, că oamenii cu adevărat mari sunt simpli, iar simpleța lor te face egal cu ei. Aș vrea să vorbim despre magie, pentru că magia este mână-mână cu talentul în pictură, cu gândire. Cum crezi tu, capacitatea ta de a găsi magie în lucruri simple, de unde vine? Tu ești inspirația în tot ce ne înconjoară, adică putem găsi în natură inspirație, în oamenii, care la un moment dat putem să spunem sunt oameni simpli, nu? Fiecare are o istorie, fiecare are ceva deosebit, fiecare are o emoție care trebuie redată într-un mod deosebit și magic. Eu vorbesc acum de copilul meu, care acum, dacă sincer, desenează niște lucruri care eu nu mi-aș fi imaginat. Ultima lui lucrare a fost o poartă și l-am întrebat de ce, pentru că am vrut să desenez un portal. Dar de ce portal? Că vreau să ajung în alt, într-o lume imaginară. Adică așa se primește un lanț de lucruri care un matur foarte greu și îl imaginează. Lucrurile simple sunt legate cu copilărie, sunt legate cu lucrurile ce ne înconjoară și tot asta devine magic. Adică, dacă să reiterăm, inspirația ta, în primul și în primul rând, că am înțeles, vine din copilul tău, vine din mediul care te încurajează, ceea ce te face creativă, respectiv din creativitatea ta, vedem rezultatele pe care le arăți. Care sunt planurile tale pe viitor? Păi acum, după ultimele evenimente, ambițiile mele s-au dublat, triplat și așa mai departe, adică cu 3 ani în urmă mi-am pus un plan că să ajung în New York, cu 2 ani în urmă, bine zis, adică limita a fost de 3 ani. Aș vrea să ajung în America peste un an, adică scopul apropiat. Deja mai departe mi-am pus așa niște puncte de reper, care cred că Tokyo, nu știu eu,
în Europa, de mai multe ori să ajung. Cum rămâne cu Vârbul, cu Moldova, cu România, Chișinău? Păi în Chișinău voi avea expoziții de pe data de 1 septembrie până 30 octombrie, se va desfășura la Alianța Franceză, așa că vă invit cu drag. Mulțumim foarte mult. Iuleta, eu îți mulțumesc din suflet pentru destinările tale. Sunt convins că inspirația ta este continuă. Îți urez baftă, succes, spor și har. Mersi mult!